Megaromalio pre musicale oriento stiri la ciogesita. La ciogesa oriente traes bachtalo. La ciogesa anga. La ciogesorin. Ne bucurăm, dragi prieteni, să fim iarăși împreună cu voi la această emisiune online, La Cioghes, o emisiune a Partidei Romilor Pro Europa, o emisiune pentru toți oamenii frumoși din țara aceasta, din lumea aceasta, cei care știu limba aceasta în care vorbim noi. Și trebuie să le spunem celor de acasă că deși ne-am mutat vinerea, deși până acum am avut duminică, să știți că vom continua să facem emisiunea, cred că tot vinerea. Așa că facem când vrem noi, Andra. Când a, când vrem noi? De acum înainte ne vom întâlni vinerea. Așa. În familie, da. Pentru că nu e așa, după o săptămână plină de sarcini, de exigențe, avem nevoie să ne retragem acolo unde ne este cel mai bine, în familie. Absolut, și nimic nu e mai frumos decât să te retragi așa pe muzica Orientului, Orientul care se duce direct la suflet, așa, cu muzica asta, care, nu... care pare așa rugăciune mai degrabă, pentru că este o muzică a sufletului. M-a inspirat băieții ăștia acest. Și pe mine, dar nu ne-am retras oriunde, Sorin, ci ne-am retras așa alături de într-un loc așa o mai ferită. Familie extinsă, familia lui Dan Bursuc, Academia lui Dan Bursuc. Alături de noi astăzi sunt băieții de la Cana Jambe. Bine ați venit, bine băieți! Ați venit. Cana Jambe, superbă muzica asta de început, așa, ne-ați introdus într-o atmosferă plăcută, foarte plăcută. Eu am curiozitate, așa, dacă puteți să-mi spuneți, dacă nu încercăm așa pe parcursul emisiunii, ce înseamnă Cana Jambe? De unde vine Cana, numele asta? Cana Jambe. De unde? Eu am... explic așa, te rog. Dan a creat o melodie pentru un solist foarte bine cunoscut, Dan Artistul. Și vă știți că Dan e un om care e foarte... Stai puțin, numai puțin, că nu te auzi. Stai să luăm un microfon de... Nu se aude, nu pentru se aude, vorbe, da? Cred că ăsta e ok. Stai un pic. Ia să vedem. Așa, Zita, colega noastră. Ia să vezi. Zita, ești și tu foarte spontană, la fel cum nu? Zicea, da, despre Dan Bursuc. Păi te rog. Acum se aude? Se aud colegii, ne ajutați? Se aude?
Da. Se aude, da, ok. Poți să ne, poți să ne spui. Dan, m-am spus, e un foarte spontan și creativ și i-a făcut o melodie... Scuze, probleme tehnice, nu te auzi? Într-o secundă ți-aduce un microfon de, de vorbit, eu pentru că suntem... Eu știu de ce, de ce? Am pe... și o variantă a lui Cana Jambe ăsta acum, când, dar după ce ne explică băieții, că s-ar putea să nu, să nu se pupe cele două variante. Înseamnă ceva în limba romanie, puțin. Eu știu că... Cana Jambe, Cana Jambe, Cana Jankere, când plecați, măi? Știi? Eu pe mine acolo mă duce treaba asta, Cana Jambe, dar sigur că iau altă, o altă variantă, uite, o variantă mai... Uite, să ne spun acum varianta. Microfonul cel bun. Ți-ai zis eu că Andra rezolvă foarte bine lucrurile? Ea ne-a spus și când să facem emisiune. Nu mai facem duminica, facem vinerea. Te rog. Gata. Gata. Da, deci cum am zis, Dan, cel mai spontan om pe care l-am cunoscut și creativ, bineînțeles, îi făcea o melodie lui Bogdan și... Bogdan artist. Asta e povestea, da, asta e povestea pe care o știu eu. Așa, păi fiecare zice povestea pe care... Da, sunt foarte multe. Și la un moment dat, în timpul construcției, i-a cerut unui coleg o cană cu apă. Cană. Fine, adu-și-mi o cană cu apă. Și el, mamă, gata, știu cum îi punem. Da, cana, cana, aduc cana, aduc cana. Și Jambe ăsta, sincer să fiu, nu știu de unde a venit. Dar cu cana știu sigur că a cerut o cană cu apă. Eu în mintea mea era așa, Cana Jambe în limba romanie înseamnă Cana Jambe. Când plecați, măi? Când vă duceți, măi, acasă? Și m-am gândit, tot la Dan Bursuc m-am gândit, zic, mă, o fi zis cineva din zona aia, bă, da, voi când plecați? Cana Jambe. Și a zis, Bogdan, artistul fiind acolo, fi început și el, Cana, Cana, Cana Jambe și așa mai departe, știi? Oricum, dar, melodia a fost foarte, foarte apreciată atunci, da, când a scos-o, e și acum. Și știm cu toții că Dan este foarte creativ și foarte spontan, așa cum a zis, și vin ideile imediat. Nu trebuie să se stea prea mult. Bine, hai să facem cunoștință cu acești băieți. Avem și niște arabi aici. Salam alecum, domnilor. Alecum salam. Așa, 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 da. Îmi plac costumele. Bine, lor. Alin, da? Da. Alin Duma. Hai te rog, prezintă-l. Nu, Alin Duma este primul solist care... Iartă-mă, va... Andra, nu ai mai ajutat de data asta. Te rog. Eu sunt instrumentistul Suleiman, dar mă cheamă tot Alin. Suleiman. Dar numele de scenă e Suleiman. Tu chiar ești turc? Nu, Suleiman? Dar îmi place foarte mult muzica turcească. Mă bucur că la început am văzut că ai vorbit despre stilul ăsta și mă bucur că v-am transmis starea noastră. Care merge către suflet, cel puțin. Da, mie știi ce-mi place, Sorin? Mustața lui. De unde mustața asta? E din decor sau... Nu, am avut un prieten care mă aranjează pe mine, e frizerul meu personal și ciudat că eu n-am suportat mustața niciodată. La un moment dat el mi-a zis, bă, hai să-ți fac o șmecherie și să vezi cum rup toată lumea posibil. Și ai rupt toată lumea. Păi, dar n-ai bine, cum. Bă. Dacă te cheamă Suleiman, trebuie să-și mă mustața. Și am zis, dar cum mai mă pup și eu cu gaci și cu... Așa, așa. Hai, da, hai să ne prezintă-ni pe colegii. Da. Noștri, pe colegii tăi. La clapă este colegul nostru, Mădălin Turcitu. Okay. Bine ai venit, Mădălin. La acordeon este Andreea Stângă, băiatul lui Paul Stângă, cum l-am văzut cum trăia muzica mai devreme. Avem unul dintre arabi, noi suntem foarte mulți arabi, dar suntem într-o formulă mai restrânsă. Locația. Da, da, noi da, suntem da. Foarte mulți arabi. Sunt foarte mulți, da. Aha, am înțeles. E cea mai nouă invenție a lui Dan, cu Tobele Arăbești, cel mai nou proiect. El este Șușu. Șușu, salam alecum, Șușu. La percuții avem pe Vali Paraschiv. Salut, Vali! Bine ai venit, Vali! Al doilea arab este Robi, Robi Drums. Salam alecum, Robi, la Cioghez! Ești al doilea, Robi! Toate... Și iubitul meu, Mădălin Riță, cel mai salut, Mădălin. Puternic iubitul basist. Tău? Noi suntem avem o relație specială. Ah, ok, ok, foarte, ok. Foarte apropiați. Așa îmi place mie să-i spun. Această frumoasă familie și mulțumesc Dumnezeu că ne-am unit și că facem lucruri frumoase împreună. Ne bucurăm okay. Și noi că ați venit bine. Astăzi. Uite, la ne noi. Mai trebuie un microfon pentru... Da? Ne mai trebuie aici un microfon. Ok, bine. Păi, Suleiman, cred că tu vei face astăzi oficiile de gazdă alături de noi, nu? Ce? Cu ce mergem mai departe? Avem un solist de excepție, Alin Duma, care ne-a pregătit câteva piese de muzică de petrecere, mai
Exact, manele. Noi venim ca să înțelegeți direct de la eveniment, de la Craiova. Da, ați avut un eveniment așa, unde la Craiova, nu? Sau unde da, am apucat să ne facem o toaletă de dimineață și am venit pregătiți pentru spectacolul pe care îl facem noi, pentru că trupa noastră este o trupă de show. Și eu că sunteți de show, că eu v-am văzut de foarte multe ori, dar vreau să îmi spuneți înainte să-l chem pe solist, da. Cum a fost în pandemie, ce ați făcut, ați mai cântat, n-ați mai cântat? Ne-am ocupat foarte mult de partea online. Păi toată lumea era și online. Și foarte multe piese, știți ce e la Dan, la Rotera, la... La Academia, lui, acolo, la Academie, da? Stăm toată ziua la povești, la semințe, la creație la și creație. Ne petrecem timpul extraordinar de frumos și... E un loc în care e primită toată lumea cu brațele deschise. Și de unde ies hituri pe bandă rulantă, dacă îmi permit. După... să schimb un pic registrul, dar revenim la hiturile tale, că știu că la tine trebuie să revenim la... După noi mergi la un eveniment undeva, după emisiune? Da, de aici o să plecăm la un club din Târgoviște. Oameni buni, dar puteți? Mai puteți? Adică de unde aveți atâta energie? Vii de la Craiova? Energia ne-o dăm noi. De la Dumnezeu. Corect. Și avem condiții foarte, foarte frumoase create de nașul nostru, Dan Bursuc, și ne putem odihni, noi avem tot ce ne trebuie și Dumnezeu, în primul rând, este în spatele nostru. Super, asta așa super. E, dar cred că acum evenimentele sunt și mai multe, pentru că a fost sunt perioada sunt foarte asta. Multe, pentru că în perioada de pandemie s-au mutat, agenda a fost o învălmășeală și o încurcătură, dar într-un final mulțumim Dumnezeu că le-am aranjat pe toate. Zita, eu zic că mai povestim, da, mai sigur, povestim și să mai și cântăm. Să mai și cântăm, bineînțeles, evident. Pentru că e vineri seara, este weekend, începe weekendul, cum spunea și Andra, mutăm emisiunea vinerea, deci trebuie să... Ne bucurăm. Să începem weekendul în forță. Și cum ziceai și tu, suntem într-o familie și Andra zicea la fel, să ne simțim bine. Haidem! Alin Duma. Alin Duma, salut Alin! Bine a venit Alin Duma! Tu vii de la eveniment acum sau vii de la... De unde? Bine a venit colega! Nu, poți să vorbești acolo, la ăla de vorbit, dacă să nu ne... Hai că v-am zăpăcit cu ăla de vorbit, ăla de zis, ăla de făcut. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ai venit. Bine ai venit, Alin. Cum te simți? Cum ești? Am puține emoții, dar sunt bine. Dar de ce emoții? Care pentru că e prima dată când mă aflu într-un acest... La noi în studio. Dar în fața studio... oamenilor... În fața oamenilor ești de atâta da, timp. Sunt de foarte mult. Și nu e vorba de trei oameni, e vorba de sute de normal, oameni. Da. Păi și atunci care e treaba? Așa, bine, bine. Suntem oameni, normal să avem emoții. Hai să cântăm, ce ne cânt? Vreau să cânt și o melodie frumoasă, o melodie de dragoste pentru toți ascultătorii care îi aveți dumneavoastră și care ne apreciază pe noi. O melodie de dragoste se numește Povestea noastră, special pentru toată lumea care ne vizionează și ne ascultă în momentul. Le zicem bine. Să intre cât mai mulți pe să online. Să intre cât mai mulți pe live, online, să ne asculte pentru că au ce ascultă. Dea și dedicații pentru că le vom citi sigur. Aici. Așadar, formația Cana Jambe cu mulțumesc. Povestea noastră, da? Povestea noastră, da. Noastră o melodie de dragoste. Bine, să fie și pentru Zita această hai melodie, să fie și pentru Andra, să fie pentru toată lumea care are povești. Zile, te rog, Alin. Zile. Cea mai frumoasă melodie pentru toți ascultătorii noștri, pentru toate iubirile. E ca să-ți povestesc prin câte am mai trecut și câte mai iubesc. Să-mi povestesc iubirea mare de care am parte, că nu e fiind de realitate. N-ar lua o veșnicie ca să-ți povestesc prin câte am mai trecut și câte mai iubesc. Să-mi povestesc iubirea mare de care am parte, că nu e fiind de realitate. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un vin despre iubire, cu doi actori, eu și cu tine. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un vin despre iubire.
ceva se vorbe. De n-ai fi tu, nicio floare n-ar înflori, nici soarele pe cer nu ar mai străluci. Viața mea ar fi tristă, tristă și supărată, ca o floare când nu-i pui apă. De n-ai fi tu, nicio floare n-ar înflori, nici soarele pe cer nu ar mai străluci. Viața mea ar fi tristă, tristă și supărată, ca o floare când nu-i pui apă. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un film despre iubire, cu doi actori, eu și cu tine. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un film despre iubire, cu doi actori, eu și cu tine. Haide! Pentru toți urmăritorii noștri, pentru toți îndrăgostiții, ca la Geame și Alintuma. Veșnicie ta să-ți povestesc, prin câte am mai trecut și câte mai iubesc. Să povestesc iubirea care de care am par, că nu e film, e realitate. De n-ai fi tu, nici stelele n-ar răsări, nici stelele pe cer nu ar mai înflori. Viața mea ar fi tristă, tristă și supărată, ca o floare când îi pui apă. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un film despre iubire, cu doi actori, eu și tu. Povestea noastră e specială, e mai frumoasă ca într-un film despre iubire, cu doi actori, eu și cu. Mai și Suleiman, frumos, ceva frumos pentru toată lumea. Special pentru toți ascultătorii noștri.
Așa e în direct. Așa e în live-uri, nu e problema. Așa e în familie, se mai întâmplă și câteodată. Dar nu e vorba despre asta. Până atunci zic să vorbim mai multe cu Alin. Așa, uite, Alin, ai impresionat-o pe Andra, ne-ai impresionat pe toți. Vă mulțumesc din suflet, mă bucur. Mă bucur. Și noi vă mulțumim. Da, m-au impresionat toți, Sorin, în egală măsură. Alin, de la ce vârstă când? Când de foarte mic copil, dar mai exact, de la 19 ani. Când ai intrat în această frumoasă echipă, frumoasă familie? Acum 4 ani de zile, în ianuarie 2019. Cum decurge colaborarea? Ne înțelegem extraordinar de bine, suntem chiar ca și o familie, da? Suntem frați ca idee și ne înțelegem super, super bine. Uite, ți-a venit și microfonul între timp. Mulțumesc! Ne înțelegem foarte bine. Ați primit foarte multe felicitări și pe Facebook. Mulțumim din suflet la toată lumea, toți ascultătorii. Cea mai frumoasă formație la ora actuală din România, Cana Jambe. Să rămână, bravo Cana Jambe, bravo Dan Bursuc, întreprindere de muzică de calitate. Mulțumim din suflet, mulțumim tuturor ascultătorilor. Eu vreau să vă întreb, cine vă face orchestrația și versurile, cine vi le compune? Bineînțeles, domnul Dan Bursuc se ocupă de toate aceste lucruri. Orchestrație, versuri, linie melodică, idei, orice, tot ce ține, tot ce cântă Cana Jambe, tot ce ține de Rotera Music, este făcut de acest om minunat. Adică dincolo de versuri, eu vreau să remarc linia muzicală. Mie mi-a plăcut foarte mult, iar combinația asta cu chitara și cu, că practic, de la manelele astea, așa cum le zicem noi, și să mergi în zona asta unde mergi cu chitara... E inovatoare, ceva... muzică inovatoare, eu așa îi spun, și toate, cum să zic, Dan Bursuc este un inovator între ale muzicii. Sigur, pentru că da. El aduce tot timpul ceva nou, adică nu mai ascultăm maneaua pe care o știm... Vine cu ceva da, evoluează timpul... de la... Exact, vine cu ceva nou și atunci îmi place să spun că este o muzică inovatoare și chiar așa e, știi? Pentru că voi cumva ați revoluționat ce înseamnă muzica și maneaua, știi? Și atunci toată lumea s-a cam luat după voi, știi? Dar asta nu e un lucru rău, asta e un lucru bun. Toată lumea trebuie să vină și să își aducă aportul și talentul acolo. Oricum, sunați excelent, vă mulțumim minunat, din suflet, super. Mă bucur că... Băi, hai să și ce mai îmi place mai mie... Ce îți mai place ție? Ia să place vedem. O chestie acum la, un concurs de ce la ne place Academia lui Dan Bursuc. Mie îmi place că aduce tot timpul oameni tineri, Dan, și promovează artiștii tineri. Și și pe lângă faptul că îi promovează și susține. Și asta cred că este extraordinar, pentru că deschide cumva drumul și altor oameni, Sim, nu? Da. Să vadă ce înseamnă cu adevărat să fii un oferă, artist. Nu? Le oferă un drum în viață, le oferă un viitor. Da, ăsta e cuvântul potrivit. Bine, da. Artiștii, muzicienii, muzicanții, cântăreții, ce mai mult de ne vorbesc prin muzică. Haide să exact. Mai facem, mai cântăm ceva? Da, mai cântăm, mai facem ceva de frumos. Aveți ceva piese noi? Piese noi, toate piesele sunt noi ca idee în ziua de azi. Se cântă tot ce e nou. Am o piesă frumoasă, tot așa de dragoste. Așa. Ia-ți ce vrei, viața mea, ochii mei. Tot stai așa. Puțin, ia-ți ce vrei, viața mea, ochii mei. Adică fata să meargă să-și cumpere ce vrea ea, nu? Da. Pe orice. Stilul ăsta. Ia-ți ce vrei, viața mea, ochii mei. Să ia viața și să-și iau, să ia ochii. Ia-ți și viața mea, ia-ți și ochii mei. Ia-ți ce vrei, da, virgulă, viața mea, adică un alint, da. Ochii mei, tot un alint. Dacă nu punea mea, tu zita, dacă nu punea zita virgulă acolo unde nu trebuie, unde trebuie, cine știe ce, ia-ți ce vrei viața, ia-ți viața hai, mea, să nu ia-ți ochii mei, păi și eu cu ce mai vedea, dacă, ok, Alin și formația Cana Jambe. Mulțumesc, rămâne. Cea mai frumoasă melodie pentru toată lumea prezentă, toți ascultătorii. Haide sus, forța sus. Una, două, una, două, trei și țări. Haide, haide, haide.
aș colinda toată lumea. Pentru tine fac orice, eu gustau și zilele. Pentru tine viața mea aș colinda toată lumea. Ia ce vrei, viața mea, ochii mei, șefa mea, viața mea, mordeia, ia ce vrei, șefa trebuie mei. Ia ce vrei, ce vrei, ești ochii mei, șefa mea, viața mea, mordeia, ia ce vrei, șefa trebuie mei. Haide! Ia ce vrei,
mi-a plăcut mult de tot melodia asta. Ia-ți ce vrei, zi-te, ce fa mea. Dacă ți-ar zice cineva, ia-ți ce vrei, viața mea, ce-ai lua? Păi nu pot să-ți spun ție. Dar ce? Păi nu, ăla, omul care... Cinevaul acela care trebuie să te întrebe. Florin, viața mea, zice, Zita, viața mea, ochii mei, cum îți zice el ție. Ia-ți ce vrei tu, ce-ai lua? Păi îi spun lui, nu pot să-ți spun ție, Sorin Sandu. Ceva așa ce ar putea doar să fie. Doar dacă mă întreb, tu, Andra, ce-i lua? Că Zita văd că nu mă înțeleg cu ea. Sorin, în niciun caz lucruri materiale. Mai bine l-aș întreba eu ce-mi dai. Yes! Așa, ce îmi dai? Vezi că se poate și să răspunzi cum trebuie, nu că te ferești tu, că să spună el, să-mi dea el. Nu mă feresc, eu ți-am spus, depinde cine întreabă, că nu poți, fiecare om este pe... Pe calapodul lui. Nu, este pe un anumit vibe și nu poți să-i strin fenișuiul și vibe-ul Sorin Sandu când vreau. Păi el zice, ia-ți ce vrei. Deci ce vrei? Adică el, vibe-ul lui, fenișuiul lui este să-ți dea ce vrei tu. Păi da, ai pus tu virgula. Depinde. Venea mai devreme când au venit băieții ăștia cu salamale, cum cu tobele, să vin și eu să iau, dar am luat scaunul, da, să bat deci în scaun. Da, deci ați văzut ce a făcut Sorin Sandu, n-ați văzut, nu? N-ai cum, la muzica asta am început să bat și eu în tobe și în astea, ce să fac? Luați informații, trebuie să vorbim cu Dan. Dacă aveți un post liber ceva... N-am eu așa, deci ce să... N-ai zis tu că fiecare trebuie să-și păstreze locul lui acolo, băieții sunt acolo unde trebuie să fie. Da, dar și tu ești artist, uite, îți dă și ție o tobă de asta și pac. Eu când mă uit la băieții ăștia cu costumele astea arăbești, am impresia că participăm la niște ritualuri din alea interesante, că se face și e cu muzică ritualul respectiv. Da, cred că ei fac niște ritualuri, dar nu ne spun nouă. Ritualuri orientale, bineînțeles. Ia, orientale, uite cum să luați și pe colegul meu la un ritual, să-i descântați, să-i spuneți de bine, să-i mai crească părul. Hai de capul meu, a început Zita, colega mea. Are o poezie... pe care de câte ori mi-o spune, mă feresc, fug de ea. E o poezie de Miron Radu Paraschivescu, pentru că... Vrei să spun? Nu, te rog frumos. E un soi de blestem, așa se numește blestem. E o poezie doar de dragoste. Doar când mă enervează el, deci nu tot timpul, doar când... Hai să nu mai vorbim despre noi, hai să vorbim despre Andra, invitați. Că tu te enervezi prea repede. Andra, ce mai? Cum ți se pare? Mi-a plăcut foarte mult. Mă așteptam să zic... Da, lucruri materiale vorbește Zita. Nu, noi vorbim despre spirit aici, aia zi. Da. Păi, da, ce să spun, îmi place foarte mult ceea ce cântă băieții. Așa, mulțumim din suflet. Și vorbeam de Dan Bursuc, care într-adevăr v-a creat oportunități, dar cred că în spatele acestor oportunități, evident, foarte importante, create de dânsul, cred că stă studiul vostru. Sigur, da. Am veri care sunt lăutari și știu că de mici copiii n-au avut copilărie, cum au toți. Da, așa este. Asta e trist? Studiul contează cel mai mult. Dar cred că din tristețea aia, ca să spunem așa, pe care o simt, de mai târziu. Sigur că eram, da, glumeam când ziceam că e trist, pentru că da, e o muncă care lor le place. Normal. Faci ceea ce îți place. Faci din dragoste, da. Din suflet. Da. Așa sunt artiștii, când faci ceea ce îți place, nu ți se mai pare greu decât nimic. Când normal. Simți că nu mai poți, fizic vorbind, că mai obosim și noi ca... Normal. Ca oameni. Spuneți-ne ce planuri de viitor aveți. Știu că sunt o întrebare clișeică, dar trebuie să vă întreb. Zita, tu nu vorbești în clișee, astăzi, mai ales da, de la o vreme. Voie, ce e cu Zita, Andra? Că nu vorbeam viitor, clișee niciodată. Planuri de viitor. Avem, da, ca fiecare, să fim sănătoși. Să... Muzical mă refer. Nu știu, muzical? Vă gândiți să scoateți ceva, aveți, că știu că Dan tot timpul pune ceva, da, are avem, ceva în minte. Avem foarte multe proiecte foarte multe, da. Desfășurare, în curs de desfășurare. Vă axați mai mult pe online acum sau? Nu, deocamdată ne axăm pe păi munca fizică. Păi dacă oamenii la evenimente, ce să mai faci? Mergem la evenimente. Ești online acolo, în eveniment. Și ne permite timpul și înregistrăm, facem și piese și astea, dar mai multe, cele mai multe melodii pe care le creăm, pe care le creează domnul Dan Bursuc, le cântăm direct la eveniment. Da, 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 da. Și de acolo... Și de acolo se lansează, da. Vine bomba pe YouTube, da, și pe toate, da, astea. Da. Măi, apropo de asta, eu știu că Cana Giambe, că tot așa, are cele mai multe vizualizări, ziceți voi câte, că sunt milioane, nu știu. A fost în top 60-70 de milioane. 60 de milioane? Da, da, da. Cât, cam cât vreo 4 România, așa, știi? A fost în top mult timp și cred că și acum e acolo în primele locuri. Da, ce să zic? Nu, românii n-ascultă manele, mă. Nu. Nu le plac manelele, serios. Deci, le place muzica. Concluzie, bun. Știi? Le place muzica. Dar, hai să vedem, să le mai dăm niște muzică oamenilor, să vedem ce le mai place. Să le dăm ce le place. O melodie frumoasă. Hai. Tot de dragoste. Ia mai zi un titlu, da, la că ia trebuie să zic ceva. Ia, cum se numește melodia? Dar ce e, chiar, apropo, e... Jale, ce frumoasă ești. Bravo! Jale, cât de frumoasă ești. Ai auzit, Sorin Sandu?
Deci, adică tu îmi spui mie acum, Jeanne, ce frumos. Era zis. Păi dacă îmi zici, ai auzit, Sorin Sandu, ai auzit, Andra? Nu, Sorin Sandu, ai auzit ce a spus băiatul? A, despre Andra și despre tine, zicea. Da. În general. Asta vrea aia să spui. Băi, vă dați seama, toată atenția trebuie mai concentrată. Vă rog, câteva spoturi, 10 spoturi pe Zita Moldovană aici. Mulțumesc. Că îi spune Alin, jale, ce... Ce frumoasă ești. Ce... Era să zic altceva. Hai să bine, Alin și formația Canageambe. Jale, ce frumoasă ești. Ce frumoase sunteți voi, fetelor. Ce frumoși sunteți voi, oameni buni, cei care ne urmăriți în acest moment. Amin. Ești amiază vieții mele, tu ești tot ce ne-am dorit. În tine am un singur nume, scris pe buze, n-am scris. Baby, tu ești ideea lumea, te-am spus. Dar eu fără, dar nu știu că mi-ești atât de sus. Când mă fi pe vise, suntem luați de val. În brațele tale mă simt cel mai mare star. Jale, ce frumoasă ești. Jale, mă nebune. Jale, că-ți fără ea. Ce frumoasă este iubirea mea. Jale, ce frumoasă e. Jale, mă nebune. Jale, că-ți fără ea. Jale, la iubirea mea. Haide! Jale,
contează decimele și ta. Tu ești tot ce mi-am dorit, Andra. Lângă tine un singur nume scris pe buze, n-am simțit. Baby, tu ești idealul meu transfus, dar fără tare știu că mă-și dă tot de sus. Când mă privi, vise să te las de val, în brațele tale mă simt cea mai mare. Sistemul de vară! Jale, jale, vai. Zita, jale. Nu te mai oprei, nu se mai oprea nici Alin să-ți mai zică ție jale. Că ești frumoasă. Când zice omul că ești frumoasă, nu Doamne. E despre mine, Sorin Sandu, crezi că tu a zis de 7 ori, Zita, ce frumoasă ești. Nu te mai opreai, parcă apăsase pe butoanele alea. Doamne, lasă-mă să dansez, bine. Dragă, că suntem da, în familie. Da, a dansat frumos și Andra a dansat da. Foarte frumos, așa, frumos. Mai cu dulceață. Tu ai fost un pic mai... fac eu acum, fac o comparație. Tu ești cumva Cristian Tudor Popescu, ești acest... analist al dansului. Uitați cadrul de pe Zita, atrageți-l în partea pe cealaltă. Pe mine, mă rog, acest analist al dansului. N-are treabă. Ba da? Ba, hai, mă, mi-a plăcut cum ați dansat și făceam acum, ea dansa un pic mai Sorin, să fiu sincer cu tine, îmi scapă pantofii din picioare. Cu mine îți scapă pantofii din picioare. Să fii sinceră, cu mine îți scapă pantofii din picioare. Să fiu sincer cu tine, sinceră. Uite, uite, vizita mă completează cu virgulele. Hai, mă, okay, el nu vrea să înțeleagă, Andra, numai ce vrea el, știi? Eu mai pun câte o virgulă să înțeleagă. Jale, ce frumoasă. Câteodată îmi vine să zic, Jane, ce frumoasă. Bine, Alin, mai cântăm una ca să... Da, mai facem încă o melodie. Și cu mulțumiri frumoase, multe pentru prezența și ta. Mulțumim și mai avem, mai avem pentru apreciere. Da, și bravo, bravo, încingeți atmosfera și cred că pe unde mergeți faceți... Oricum și băieții instrumentiștii sunt extraordinari, da. Acolo avem pe băiatul... Alții mei, colegii mei. Da, foarte da, da, bun, din bravo, familii, băieți, din bravo. Familii de lăutari înțeles, da, cunoscuți, toți. Băiatul Paul Stângă, din familia Turcitu, nu? Da, da. Renumita familie Turcitu, sigur. Vali, tu ești nepotul lui Dan, nu? Da, deci ce să mai acolo? Da. Adică muzica... Acolo e talentul. Știi ce văd eu? Muzica trece prin ei, ei se da, transformă sigur, odată, sigur, cu, sigur. Odată cu instrumentul, toți, tot corpul devine... Da. Dragul, bine, normal. Trecem la următoarea, Alin. Cu o melodie frumoasă, Loli, 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 Lolita. Da. Cum se numește melodia? Loli, Lolita. Măi, Loli, tu ai auzit? Loli era o...
actriță din... Și Lolita era un personaj din... Haideți să ascultăm. La tine se duc toate. Tot la tine se duc toate. Bravo, băieți, în regulă. Da, Zita. Loli, băi, Zita Moldovan. Hai să zicem. Roman. Ha, băieții mei! Haide, haide! Aș pierde tot iubirea mea, o să mă ridic la loc viața mea. Dacă te pierd pe tine, cine în viața mă mai ține? Viața mea, iubirea mea. O să pierd în viața tot iubirea mea, dacă te pierd pe tine, viața mea. Cine viața mă mai ține, viața mea, iubirea mea. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. No, no. So! Suleima, aha, aha, Suleima. Yo.
tot iubirea mea. Mâine mă ridic la loc, dragostea mea. Notă cât te pierd pe tine, cine viața mă mai ține, viața mea, iubirea mea. Poți să pierd în viața tot iubirea mea. Dacă te pierd pe tine, viața mea. Pe tine, cine viața mă mai ține, viața mea, iubirea mea. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă este zida. Și Andrada e la fel. Păi talentă fotomodel, fotomodel. Haide! Țăi, 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 țăi. Haide, haide! Țăi, hai pentru toți ascultătorii noștri! Hai, 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 hai. Vreau să-mi petrec toată viața. Cu ea, cu ea, numai cu ea, că e fericirea mea. Zilele și nopțile să le petrec cu tine. Zilele și nopțile să le petrec cu tine. Cu ea, cu ea, numai cu ea, vreau să-mi petrec toată viața. Cu ea, cu ea, numai cu ea, că e fericirea mea. Zilele și nopțile să le petrec cu tine. Zilele, nopțile. Una, două, șase. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă lumește iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă este iubita. Loli, 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 lolita, uitați-vă cât de frumoasă îmi este iubita. Salomona! Hai! Salomona! Hoi, bravo! Bravo, bravo, Alin! Mamă, ce atmosferă incendiară! A luat foc pe aici studioul! Au luat foc! Ce-ți mai place să zică lumea că ești frumos? Ce-ți mai iar cu părul ce? Mulțumim din suflet. Mulțumim, Alin, Alin Duma, mulțumim frumos. Alin, bravo, Alin. Felicitări pentru felul în care te implici, pentru suflet. Ce cânti și bravo. Ține-o tot talentatul așa, ține-o tot Alin. Așa, felicitări, mulțumim rămâne, mult. Să rămână mult. Bine, noi ne pregătim pentru facem următorul schimbări. Nostru solist. Da, da, Alin când, se va odihni puțin, dar discutăm noi. Mulțumesc din suflet, să rămână. Foarte multă. Și noi mult. Sper, Andra, mai avem ceva mesaje de la... Da, avem mesaje, salutăm și pe toți cei care ne urmăresc de acasă, care sunt în familie. Noi suntem în familia noastră de aici, da. A echipei Mass Media și salutăm această frumoasă inițiativă a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Și ce mai zic oamenii, ce comentarii mai au? Ce să transmită decât de Sorința, bine la așa ceva? Sorința, după cuvintele pentru mai târziu. Zi, Andra. Vai, ce mă enervez. De ce mă enervez? Stai puțin, Andra, că am ceva de rezolvat de tranșat cu Sita, cu colega mea. Iartă-mă, te rog, continuă. Era da, o glumă, da, da. Sigur. Avem mesaje de felicitări pentru băieți și de susținere pentru noi. Marian Pavel spune, super atmosferă, atmosfera României, felicitări băieți. Și oamenii mai cer instrumentale. Să vedem, se mai poate, nu păi, mai încercăm poate? O instrumentală, Suleiman, ce zici? Ne mai duci cu chitara pe undeva, pe acolo, prin zonele? Suleiman, magnificul! Acum, eu sunt Suleiman, dar o să vă prezint o instrumentală. Mergem puțin prin India. Ia! Așa, așa să facem. Hai, mergem prin India.
mă gândeam ce să facem noi în India, dar cred că avem găsim ce să facem. Avem de făcut, Sorin Sandu, multe. Hai, mergem pe acordurile muzicii, călătorim așa haideți prin India. Haideți noi în India, trimiteți-ne mesaje și comentarii. Thank you.
Aceasta este ceea ce s-a numit, ce se poate numi sală. Așa mergi la sală. Incredibil, dar adevărat. Voi v-ați cântărit, te-ai, Suleiman, te-ai cântărit vreodată după un eveniment din ăsta, înainte și după, să vezi cam cât... Cam cât ai slăbit sau așa? Stai, dai un microfon acolo. Nu, dar e show, e show, ceea ce fac ei, da, e show, Sorin. Mă mențin, vezi? Se menține, da, văd. Bine, măi, bine băieți. E superb ce faceți, serios. Și instrumental, e un adevărat show, știi, când auzi instrumentale, te aștept să fie ceva instrumental și mai pe silent, așa, nu știu cum să zic, mai... Nu, eu nu mă aștept să fie pe silent. Sorin, Sandu, în continuu vorbește, opriți-l. Dar instrumentala voastră chiar este de show, adică... Chiar instrumentală, îți dai seama, deci instrumentala voastră chiar este instrumentală? Nu, chiar e de show. Să fie instrumentală, e de show, măi, tu pe instrumentală... E de efta, de paș, de deș, nu de show. Doar romaniștie, nu știe românește. Dar vezi că vinerea vine cetat duminică. Lasă-mă să-i laud. Sunteți extraordinari, serios. Adică... Mulțumim și noi ne bucurăm că ne-ați invitat. O să vă mai invităm, să știți că ne faceți aici atmosferă frumoasă. Dacă mai cântați pentru Zita, vă invităm fiecare zi. Facem și luni și marți. Ei cântă pentru toată lumea, măi, Sorin, nu doar pentru Zita. Ce surprize mai avem? Avem un nou... Un nou coleg, al vostru, un solist, da? Care e chemat de Dan de mai puțin timp. Un solist foarte bun, după părerea mea, după gustul meu. Hai, mai ține-ne puțin în suspans, așa, să nu ne spui cine e. Mai zi. Narcis Escobar. Narcis. Wow. Salut! Bine ai venit, Narcis. Bine v-am găsit. Eu când am auzit de Escobar, mă gândeam la cartelul de la Medellin, mă gândeam deja la alte de-astea. Dar suntem vineri, suntem la Chogues, suntem la... Revin. Foarte drăguță. Colega noastră, Zita Moldovan, este foarte drăguță. Ai observat, Andra? Păi, Sorin, și stilurile astea prin care ne-am tot plimbat băieții, cred că ți-am indus visarea asta spre alte ținuturi, cu siguranță. Păi da, m-au transportat așa prin Orient, m-au dus în India, pe Zita, au dus-o prin toate locurile, pe unde era foc și pe unde era foc și tu te-ai făcut foc și pară. Bine, ce faci, Narcis? Cum ești? Sunt foarte bine. Ești foarte bine, da? Mă simt onorat să fiu în prezența dumneavoastră. Ne bucurăm, mulțumim. Sunt foarte onorat. Ok. Bine. Câți ani ai, Narcis? 17 ani. Mulți înainte. Mulțumesc din suflet. Și de când ți-ai descoperit talentul ăsta de a cânta? De când ai început să cânti? Cam de la vârsta de 10 ani. Destul de devreme. Cântă cineva în familie la tine? Da. Cine? Tata? Tata și fratele meu. A, deci o familie... Duci tradiția mai departe. Și la domnul Dan Bursuc, cum ai ajuns? Cum s-a întâmplat? Am ajuns acum un an. Am fost contactat de dânsul și mi s-a spus să vin la el. Și iată că ești în formația Canajambe și îți place ceea da, ce faci? Da, sunt foarte bucuros să fiu alături de colegii mei. Mă simt extraordinar de onorat că fac parte din această formație. Aha, dă voie să mai citesc, Zita, câteva mesaje. Stai să Daniela Măgureanu spune felicitări tuturor membrilor echipei la Chogues și orchestrei. Așa, Cosmin Năstase zice să facă Suleiman sistemul Michael Jackson. Cred că trebuia să citim mesajul ăsta mai înainte. Poate facem la sfârșit. Facem mai așa la sfârșit. Așa, David Daniel spune bună ziua tuturor, Domnul să ne binecuvânteze cu multă sănătate, fericire și tot ce ne dorim. Multă sănătate, putere și fericire domnului Nicolae Păun pentru tot ceea ce face, succes în continuare. Și tot David Daniel zice, da, Zita, tu te rog, ieși un pic de aici, întoarce-te în partea cealaltă, stai puțin. Hai. Cel mai șucar și dulce moderator, Sorin, să-ți crească tot ce iubești. Nu cred, băi, dacă spun, uite, colegii, nu e fake. David Daniel zice, cel mai șucar și dulce moderator. Adică omul... Lasă-mă să citești și ce mai zice. Nu cel mai șucar și dulce moderator, Sorin, și cea mai dulce, frumoasă și... Andra, stai puțin. Zita. Băi, dă telefon. Oameni buni, spuneți să-mi dea telefonul. Mihai, zi-mi tu să... Deci ăsta e mesajul, deci el a citit doar despre el. V-ați prins. Bine, acum, Andra, zi tu până unde se oprește mesajul ăsta. Hai să ne cânt până Sorin, zice inclusiv de Andra, ce da, să mai... Da, zice de Andra, bine. Prima melodie... Am o melodie lentă, special pentru toți urmăritorii noștri care ne urmăresc, copiii tuturor oamenilor și... Zic să dăm drumul să vedem. Să dăm drumul. Copiii mei pentru toată să ne mai liniștim lumea. Și noi puțin, că prea te-ai agitat. Pentru toți care au copii, da. Hai, Narcis și formația Canajambe. Și am și eu melodia asta foarte specială pentru toți urmăritorii noștri, copiii tuturor oamenilor. Cea mai frumoasă melodie de la mine, Narcis Escobar. Care spune cam așa.
aruncă omul lume când se naște. Of, nu știe ce rău îl paște. Of, necazuri și bucurii. Chinuri grele ce nu le știi. Să auzim cuvintele astea frumoase. Că omul lume când se naște nu știe ce greu îl paște. Of, necazuri și bucurii, of, of, chinuri grele ce nu le știi. Copiii mei, copiii mei, muncesc de tata pentru ei. Puterea mea, copiii mei, copiii mei, muncesc de tata pentru voi, că voi sunteți averea mea, sufletul și inima mea. Și Suleiman, special pentru toți oamenii care ne urmăresc. Se naște nu știe ce rău îl paște. Of, necazuri și bucurii, mă, chinuri grele ce nu le știi. Că omul lume e dator doar slugă copiilor. Au să-i vețe și să-i crească și apoi să-l părăsească. Mea.
și inima mea și-a îndreastângă. Special pentru toți oamenii noștri care ne urmăresc, copiilor, să le dea Dumnezeu sănătate. Te-ai liniștit, Zita? Sorin Sandu are treabă te numai cu mine. Dar chiar e o melodie. Nu mai aș fi eu de tine așa, așa că mi-e drag. Așa de liniște pentru, știi, pentru sufletul. Da. Dar știi ce mă, știi ce mă gândeam eu? Uite, tu narcistul n-ai copii. Păi cum poți să cânți așa cu așa foc un cântec despre copii? Așa e artistul, se transpune. Ce înseamnă treaba asta? Se transpune. Andra, ce ai de zis? Narcis, și pentru tine ai, pentru tine primești mesaje de felicitări. David Daniel, să-ți trăiască mămica, tăticul și tot ce iubești tu. Adevărate cuvinte, bravo Narcis, felicitări și succes în continuare. O melodie de nota 1.000.000, să-ți trăiască mămica ta, tăticul tău Narcis și de asemenea multe alte felicitări și susțineri. Mulțumesc de suflet tuturor. Bine, pe la avem pentru, și alte mesaje, Andra? Alt mesaj pentru Zita Moldovan, n-ai ceva mai găsit Zita, Andra, n-ai găsit un mesaj pentru Zita? Nu le-ai citit, Sorin, mai devreme. Nu l-a citit pe ăla. Nu l-a citit pe ăla bun? Nu. Pe ăla bun mai nu căutăm l-am. Atunci. L-a citit pe... Da, mă rog. Bine. Oricum, multă lume vă felicită. Sunt aici cu noi să uită, să uită la ce, ce ne distrăm noi pe aici cu voi. Și... Schimbăm registrul, Narcis? Da. Ce schimbăm zice? Unde? Registru, ce? Ne, unde ne duce acum? Tot am cântat o melodie mai lentă. Zic să dăm drumul și la ceva mai frumos. Să-mi distrăm. Așa, că aveau fetele astea chef de dans, așa. Nu, parcă le vedeam așa că nu puteau toate să stea liniștiți. Toate trei fetele? Toți trei. Bine. Toți trei. Vezi, pentru un singur băiat se schimbă genul la toată. Bine, muzică, Narcis. Da, dacă nu s-a întâmplat să vedem. Mai lentă, zic să dăm drumul și la un sistem frumos. Hai, formația. Nu faci niciun pas până la o sobele. Doar tale și gaza, să-mi mișcările. Te-ai întors puțin, cu spatele la noi. Nu faci nimic, joc, ușor, ușor te-ndoi. Nu faci niciun pas până la o sobele. Doar tale și gaza, să-mi mișcările. Păcă tot
să ne ia să discut. Cam pe papa, pap de toba, cam pe papa să te aproba. Să vedem de ce ea sare, să avuram orice mișcat. Când mișcați cu drum, cu drum, dar abănești și percuții. Să nu facem diferențe, ca să ne ia să discuții. Hai! Treapta la mijloc, de ușor tijon, așa că stai pe loc. Nu fai niciun pas până n-auzi să-mi vene, dar tale și gază să-ți dea sunt mișcările. Te râd toți puțin, vă scoatem de la noi. Nu fai din mijloc, ușor, ușor de noi. Nu fai niciun pas până n-auzi să-mi vene, dar tale și gază să-ți dea sunt mișcările. Bacă, papa, bacă, topa, că vrea pata să dea proba. Să vedem de ce ea stare, să avuram orice mișcare. Să nu ia să discut. Bacă topa, bacă topa, că-mi vreau pata să te aproba. Să vedem de ce e stare, să avuram orice mișcat. Când scați cârgă, dup, 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 dar abăneți și pe puțin. Să nu facem diferențe, ca să nu ia să discuți. Hai!
bagă tomba, că-mi vrea fata să dea proba, să vedem de ce e în stare, să avurăm orice mișcare. Dum, scas, că dugă, dum, dugă, dum, dar rămâne și pe puțin, să nu facem diferențe, ca să nu iasă discut. Bagă tomba, bagă tomba, că-mi vrea fata să dea proba, să vedem de ce e în stare, să avurăm orice mișcare. Dum, scas, că dugă, dum, dugă, dum, dar rămâne și pe puțin, să nu facem diferențe, ca să nu iasă discuții. Vă mulțumim din suflet! Bravo, 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 Narcis! Mulțumim și noi foarte mult! Eu acum am terminat de trimis un mesaj și ce pe un grup despre colega mea frumoasă, Andra, o să-ți vină și ție, o să le vină și colegii. Nu, suntem curioși de ce mesaj ai trimis tu. Uite, eu sunt curioasă ce fac băieții atunci când nu cântă, nu știu, cu ce faceți în timpul liber, știi că... E așa, fata care timp? A strigat cineva, da, care timp liber? Bună întrebare, întrebare bună. Dar nu știu, o dată la o lună, se ivește o zi când, nu știu, ce faceți? Auzi, nu prea e, răspuns a fost, nu prea e. Dă-le și la colegii tăi microfonul, dacă vor să răspundă. Cine vrea, cine poftește. Cine vrea, cine nu vrea. Ce-i place de Suleimasă, vine la microfon. Eu mă plimb cu trotineta. Cu trotineta, din aia verde, care așa... Da, mă, vorbesc serios? Îmi place rău de tot, da. Da? Și știi să te dai? Că e cam periculoasă. Da, am și căzut. Bun. Bun. Și în afară de trotinetă. Nu m-aș fi gândit. Vezi, vezi. Tu, Narcis, ce faci în timpul tău liber? În timpul liber... Nu te dai cu trotinetă. Nu, eu nu mă dau cu trotinetă. Auzi, dar tu ai zis că ai 17 ani. Scuze că te întreb. Tu cu școala cum ești? Cu școala? Adică mă gândesc că la 17 ani încă ești la școală. Bine, să trecem peste aspectele astea. Ai treabă, ai treabă cu muzica. Faci aici niște chestii cu școala, cu astea. Ce înseamnă? Noi suntem la discuție. Și oricum vine vacanța. Și oricum vine vacanța. Acum e weekend, e sfârșit de săptămână. Noi vorbeam de relaxare, Sorin. Bine. Narcis, eu sunt curioasă dacă ai vreun model, nu știu, care să-ți inspire munca și care să te motiveze. Da, chiar am un model. Modelul meu cel mai bun este tatăl meu. Ce frumos, ce frumos. Dar grupul vesel din spate, ziceți-ne și nouă, că vrem și noi să râdem. Suleiman, ce se întâmplă acolo? Ia, spuneți-ne și nouă. Nu se întâmplă nimic. Zici că sunt la școală. N-am făcut nimic, doamna profesoară. Suntem cu minți. Bine, Zita și Andra, eu va trebui să plec ceva mai devreme. Ne-am vorbit înainte de începerea emisiei noastre. Nu mai recunoști. Da, vă las pe voi două să conduceți ostilitățile. Zita, nu-i nimic, ne distrăm noi ca între fete. Vă distrați, uite așa, mă simt de frustrat. De frustrat că nu pot să mai rămân să mă distrez cu voi, dar... Săptămâna viitoare, peste două săptămâni ne dăm întâlnire tot aici, că începe o altă distracție. Vineri, tot vineri, de la ora 4. Vineri, Andra, când? Că tu ești cu programul. Păi Andra a stabilit programul la ora 4. Super. Bine, bine, atunci vă las în compania muzicii, în compania băieților de la Cana Giambe. Bravo, băieți, felicitări, baftă multă în continuare, succes. Odihniți-vă între două drumuri, ce să zic, între două evenimente, că așa, cam așa se întâmplă. Și, Narcis, ce mai cântăm? Mai avem o melodie frumoasă, care se numește Am atins cerul cu mâna. Super, hai să auzim melodia și pe Sorinul salutăm, mulțumim că ai fost alături de noi. Și mai avem o melodie frumoasă pentru toți urmăritorii noștri. O melodie care se numește Am atins cerul cu mâna. Haveți. Cea mai frumoasă melodie pentru toți urmăritorii noștri. Și încă o dată că e frumoasă. Vine Cana Giambe! Și pauza! Am atins cerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atins cerul și-o steala. Cerul
Ia să auzim ce spune. Cea mai mare fericire că te-am întâlnit pe tine. Mă simt cel mai fericit că te-am întâlnit. Cea mai mare fericire că te-am întâlnit pe tine. Mă simt cel mai fericit că te-am întâlnit. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atișerul și-o steaua. Tu ești fericirea mea. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atișerul și-o steaua. Tu ești fericirea mea. Hai ca la geame. De mine. Știi că tu ești viața mea, o regina mea. Te crește inima de mine, numai când mă uit la tine. Numai când mă uit la tine, viața mea. Am atișerul cu mâna, inima bate nebuna. Am atișerul și-o seara. Citezi niște mesaje de pe Facebook de la prietenii noștri. Baba, nu mai poate. Hai zi, Andra. Oana Voicu spune distracție maximă. Daniela Măgureanu, felicitări domnului președinte Nicolae Păun și întreaga echipă la Cioghes pentru acest program minunat. Sănătate multă tuturor. David Daniel spune: Domnul să binecuvânteze poporul nostru, succes în continuare, frumoasă emisiune. Bravo Narcis, te salut din Dundee, Scoția, cu stimă și respect. De peste hotare, Narcis, te salută toată lumea. Bravo, bravo, băieți! Eu vreau să vă mai întreb despre, despre aceste tobe ale voastre, tobele astea din, nu știu din ce sunt făcute, dar sunt foarte interesante și vreau să-mi spună Suleiman sau cine, cum, din ce sunt, la ce folosesc sau sunt mai mult de design și de decor? Ia vino, arabule, arabul Dan Bursuc.
Șușu, componenta Șușu. Da, Buțuc. Da. Lobby Drums, noi suntem prezenți aici, sunt și alți colegi aroși, suntem mai mulți. Acesta este o tobă adăbească, turcească, deci fac și alam și turci și tobe de-astea. Da. Și sunt făcute din Șușu, din cadrul este. Ia, Suleiman te așează în cadru. Are dreptate, se pricepe. Am puține emoții. Am puține emoții și am vorbit în fața doamnei. I-am întrebat. Exact, exact. Este o grupă turcească adăbească special făcută pentru show. E de show, da. De show, da. Bursuc. Noi suntem Câți arabi al lui Bursuc sunteți voi în total așa ca să ne facem noi o idee? 6, 4, 6, 8, depinde de eveniment. Depinde de eveniment. Suntem cam 8. Eu am văzut show-urile voastre cu tobele astea și cu toți costumați, de asta întreb, pentru că e foarte, foarte mișto și e de impact. Da, noi suntem responsabili cu atmosfera, să facem atmosferă, să fie... Am văzut că ați făcut atmosfera aici, dar costumele astea cine vi le-a făcut? Avem și spate care ne susțin. Costumele cine vi le-a făcut? Că sunt superbe. Ideea este a domnului Dan Bursuc. Face și costume Dan Bursuc. Ideea, am înțeles, nu glumeam. Noi avem oameni noștri speciali care se ocupă de noi, de vestimentație, de orice. Da, bravo vouă, mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim și... Șușu ai zis, nu? Bine în compania noastră și celor care ne urmăresc și tuturor celor din țară, pentru celor care ne urmăresc cel mai frumoase. Șușule! Și să nu uităm zita, trebuie să ne anunțăm prietenii că după ce se termină distracția noastră de la Lacio Ghes, să nu uităm de podcastul lui Vali Rupiță, care este pe pagina Partidei Romilor, cât și pe canalul nostru de YouTube. Da. Și l-are pe invitat pe Georgian Stanciu. Da, Andra, mulțumim! Mă, ce bine când există o ființă tânără cu mintea proaspătă lângă tine, pentru că eu deja uitasem. Trebuia să spun la începutul emisiunii, într-adevăr, Vali are podcastul acum la ora 6, e cu Georgian Stanciu, să vă uitați, să intrați acolo, că zice lucruri interesante. Mulțumim, Andra! Ne completăm zita! Super! Da, ce mai cântăm? Mai avem o melodie foarte, foarte frumoasă, care se numește Bravo lor, au stil țiganii. Da, așa e! Haideți să dăm drumul la asta. Adică bravo nouă cum ar veni, avem stil, nu? Gen... Hai! Da. Special pentru toți oamenii care ne urmăresc, au țiganii noștri.
mare și tot timpul parfumați, mă! Hai, hai, vine mare! Să ne odihnim, deci nu se poate cu ritmurile astea. Te scoală din de pe toate scaunele, posibile și imposibile. Nu. E prea mult pentru mine. Nu știu, Andra, că e mai tânără, mai în formă, mai... Ce zice Andra? Și pe mine m-a obosit un pic, dar eu încă mai rezist. Așteptăm și, nu? Da, următoarea surpriză, să vedem ce se mai întâmplă. Da, mai avem mesaje sau ceva? Da, Zita, o să citim și mesajele. Până atunci sunt curioasă și vreau să întreb ceva pe băieți. Da. Cred că întâlniți tot felul de oameni. Cum faceți să le fiți pe plac tuturor? Nu știu, poate că aveți deja un playlist sau poate că în funcție de ceea ce vedeți, în funcție de cum vedeți oamenii, le cântați atunci? Cred că se referă la dedicații sau la ce te referi? Nu, cum îi mulțumește pe toți? Da, cum poate să mulțumească toți oamenii. Publicul, nu? Da. Ce melodii vă alegeți? Așa cum știe de cu domnul Dan Bursuc, el ne învață cum să comunicăm cu oamenii, cum să... De cu domnul Dan Bursuc ne conduce. Da, nu e ușor ce zice Andra. Adică, da, îți trebuie o oarecare, cum se zice, să ai... Poate și o experiență? Experiență, da, cred că asta contează cel mai mult, nu? Ce ziceai, Suleiman? Rutină.
O rutină, da, o experiență, clar, clar, nu sigur. Trebuie, pentru că oamenii după ce bea un șpriț... Da, normal, na, la nuntă, câștigați la... câștigați repede. La sau nuntă, la botez, așa se face. E mai greu. E mai greu. Da. Dar... Ce vor oamenii să asculte când se, să asculte când se îmbată, de exemplu? Care sunt... Fiecare cu plăcerile lor. Unii vor pentru copii... De-aia suntem și subiecte din astea mai sensibile. Și atâția instrumente și cântăm așa de diversificat. Sigur. Pentru toată lumea. În parte, ca să mulțumim pe toată lumea. Da, 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 înțeleg. Și așa trebuie să fie, să avem de toate pentru toți, să fie diversitate, că asta e cuvântul. Ce mai cântăm? Când vine sistemul lui Michael? Că l-aștept. Ultimul. Ultimul? Bine, ca acum, să mă... Acum o să cântăm o horicică. O horicică. Cântă maestru Andreas. Andreea Stângă, nu? Băiatul lui Paul Stângă. Băiatul Paul. Da. Poate mai vorbim și cu Andreea, poate mai încolo. Bună ziua, să română. Bine ai venit, Andreea. Pentru prezentare. Ei, da. Eu vreau să te întreb, dacă tatăl tău încă mai cântă cu tine, așa faceți vreun duet sau ceva. Ar fi bine, dar nu prea am timp. Nu prea ai timp, nu? Dar el are timp de mine, dar eu nu de el. Ah, ok, deci tu ești mai ocupat decât Paul Stângă, nu? Da. Dar v-ați gândit la asta, să faceți împreună ceva? Sau e un proiect avem, de... Avem proiect. Aveți? Eu cu el, acum cu ei. Nu, zic cu tatăl tău, dacă ai ceva. Tatăl meu, am numai proiect. Am fost înainte, anterioara formație, a fost cu el. Ok. Să fiu la domnul Tan și să fiu canagean. A fost formația mea, actuală. Avem. Bun, și cum a fost perioada asta pandemiei pentru tine? Cum? Frumos. Pandemia? A fost frumos? Am avut mult mai mult timp liber. A, da, aici sunt de acord. Stau... Ai stat cu mai mult cu cei de acasă? Cu tata, cu fratele, cu soția, cu zora, cu câinele. Ai și câine? Cum îl cheamă pe câinele tău? Lolo. Nu Loli. Loli sau Lolo? Lolo, ok, bine, mă speriasem. Bine, îți mulțumesc tare mult. Hai, ce mai ascultăm, Suleiman? O horicică. O horicică cu Andreas, nu? Hai, horicica. Thank you.
aia, superb, superb. Măi, voi de asta sunteți atât de buni, pentru că aveți din fiecare zonă câte ceva. Uite, horă, nu? Zona lăutăriei. Ajutați-mă, că eu nu sunt expertă în muzică. Manele. Muzică de petrecere. Muzică de petrecere, manele. Horă, sârbă, geambara. Așa. Și la țară, la evenimente, la țară. Exact. Unde oamenii sunt învățați să bată piciorul. Aha! Normal, și sunt frumoase horele. Ce mie îmi plac, doar că nu știu să le dansez. Cum zice ea? Hai, maică Sulimane, bagă o horă de aia, maică, să joace și piciorul meu, maică. Hai cu Miranda aia. Păi și nu zice bine femeia, să joace și piciorul ei. Păi da, păi asta e, că trebuie să jucăm toate genurile. Hai, cine mai vine să ne cânte? Urmează încă un solist. Da. Mare. Mare? Adică mare înălțime, ca înălțime, nu, sau? E mare și la propriu și la figurat. Așa, ok. E un solist tot așa pe gustul nostru, pentru că altfel nu ne-am fi complăcut. Da. Orchestră? Și cum îl cheamă? Hai, nu ne mai ține sus pat. Dănuț Arcan. Ah! Cum ia? Colegul nostru, iubitul nostru, prietenul nostru, fratele nostru, Dănuț Arcan! Marele Arcan! Ce primire, Dănuț! Bine ai venit! Bine ai venit, Dănuț! Dănuț, ce... Sărumâinile, bine v-am găsit, mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră. Bine ai venit, Dănuț. Ce ne-ai pregătit? Ce colaj ne-ai pregătit? Ce melodii? În primul rând am pregătit niște melodii foarte frumoase pentru toată lumea prezentă, da, și ca platou și ca telespectatori. Da, ăștia în, sunt online, nu? Bineînțeles. Online-ul. Bineînțeles. Da. Am pregătit în primul rând prima melodie în deschidere, ceea ce ne reprezintă pe noi romani. În primul rând, te avem Bahtale Romalese Aură, că ai dichena de emisiunea. Te romanesc. Ei, sunt rom. A, te traiesc, păi, si rom, dar but na geanente, dumazinen. N-ai adec, problema important e... Bă, am zis de bine. Normal. Important e te avem mișto. Da, corect. Am pregătit alături de colegii noștri formația Canajambe, compusă de nașul nostru, domnul Dan Bursuc, care el știe cel mai bine să pregătească mereu tot. Da. Am pregătit melodia Seau Roma, Daie Daie. Ah, ia uși ce frumos. Hai să o ascultăm. Bineînțeles. Hai. Da, zice nou. Seau Roma, Daie. Rețigan cu caravan, cu
cu copii și cu mirare. Asta-i tradiția noastră, e etnia țigănească. Trec țigan cu caravane, cu copii și cu mirare. Asta-i tradiția noastră, e etnia țigănească. Noi suntem țigani. Șau Roma, daie, daie, șau Roma, o daie, șau Roma, daie, daie. Hei! Eternezi, eternezi, noi suntem țigani. Vă mulțumim frumos! Foarte, foarte frumoasă. Avem ceva mesaje, Andra? Da, ne mai dai, ne mai dai? Ia. Încă ne scriu și sunt alături de noi și sperăm de asemenea să rămână alături și de domnul Vali Rupiță pentru a vedea o discuție interesantă și relaxantă totodată după această atmosferă în care am fost prinși cu arabii lui Bursucu. Daniela Măgureanu ne spune super, Zita ajută-mă te rog, da. Aici este în România, eu din păcate unde? Nu știu. Da, Daniela spune super, avel ex sistemo oriental, bravo șavale. Ați înțeles, nu? Cu sistemul oriental place la toată lumea, da? Sistemul ăsta oriental... Normal, te avem Bahtale Seaore Roma. Am uitat că tu știi romanii. De unde ești? Din ce zonă a țării? Eu mă trag din zona Ardealului. A, de la mine de acolo. Da. No, bine, mă, dar de ce n-ai zis că ești? De unde din Ardeal? Familia mea se trage mai exact din Florești. Din Cluj? Da. Ioi, no, bun. Și tu te-ai mutat aici la București, nu? Dacă Dumnezeu așa a deschis porțile și drumurile mele să ajung lângă acest om minunat, lângă domnul Dan Bursuc, care, bineînțeles, el e și nașul nostru. El măi, dar eu odată sunt curioasă câți fini are Dan Bursuc, că toată lumea este, adică toată lumea are foarte mulți fini, nașul, câți fini are? Știe cineva? Nu știe nimeni. Atâți cât s-a pregătit Dumnezeu. Fără număr, a? Bun. Știm că Dan e un om foarte bun și de asta cred că are și că un om bun are mulți. Nășește multă lume, da. Normal. Ce ne mai cânti? Mai am o melodie frumoasă, dacă da. Tot s-a spus ex sistem orientalo. Așa. Ca să facem puțin și sistem oriental, așa mai țigănesc. Da. Am o melodie foarte frumoasă care, bineînțeles, nu cred că este mai mult de o săptămână. Am făcut această melodie împreună cu nașul meu, cu domnul Dan Bursuc. A fost un moment foarte frumos pentru noi. A, deci e recentă, e nouă. E recentă, stăteam într-o seară la noi acolo, la producție, cum da. Spunem noi, la Conac. La Academie. La Academie, normal. He, da. Și a venit nașului meu o idee foarte frumoasă și mi-a spus, mă, fine, uite, am o idee frumoasă și vreau să-ți creez o melodie, pentru că tu, cum să spun așa, tu socializezi cu lumea și eu vreau să-ți fac o melodie frumoasă pentru... toată modernitatea asta, cum se poartă acum. Și am zis, nașule, bineînțeles, sunt deschis. Ce melodie? Și avem o melodie foarte frumoasă, sunt tank, sunt tun. Sunt tank, sunt tun, acum cu războiul asta. Normal! Perfect. Melodia lui Dănuț Arcan, aici am premieră pentru dumneavoastră, la Ciughes. Haide! Toată lumea să fie atentă la melodia asta, melodia milionarilor. Și apoi când fac el
ramuri cu mașini și vine. Mă uitați, lasă-l pe mine. Este bine, bine, bine. Nu-mi permit să-mi fac orice favoare, fără nicio ezitare. Când vă pun la tutare, bala, 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 bala. Mă îmbrac milioner. Bala, 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 bala. Și doar vă muișoane. Bala, 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 bala. Balenciaga mă cunoaște, mă cunoaște toată strada. Sunt tank, sunt un, sunt bombon cel mai bun. Sunt tank, sunt un, sunt bombon cel mai bun. Say! Haide! Haide! Tu, 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 say! Atenție, e normal. Și noi
superbă melodia. Mai ai una, nu? Suntem cam așa pe fugă, ca să zic așa, cam depășit, dar pe net putem depăși, nu e o problemă. Da, bineînțeles. Ce melodie mai ai? Altă melodie? Poți să zici la microfon. Mai avem două melodii, frumoase, trei, așa, între ele, așa. Scurte. Hai să le auzim. Bineînțeles și din repertoriu din care fac parte și mă reprezintă pe mine. E vorba de Ascultare cu Banat și Ardeal. Ok, hai să vedem. Banat, Ardeal și cu Ascultare. Normal, toate genurile muzicale toate într-un cuvânt. Corect, Cana Giambe, hai. Normal. Ascultăm. La 10-9. Bineînțeles pentru toți telespectatorii, pentru copiii voștri, pentru tot ce înseamnă familie, pentru tot ce înseamnă un om familist, care bucuria lui pe pământ sunt copiii lui și tot ce înseamnă fericirea. Vreau și eu să intre Andreea Stângă la melodia asta frumoasă, să o dedice. Și m-am gândit, viața nu înseamnă nimic, copiii s-a venea mea, unde merge și-o-i umplea bani. Ia-mi, Doamne, mie ce vrei, dar lasă copiii mei, lasă brațele de soare, cea mai dulce alinare. O să-mi iei, Doamne, ce vrei. Au, dar lasă-mi copiii mei. Lasă-mă sărac lipit, lângă ei sunt fericit. Lasă-mi razele de soare, mai dulce alinare. Lasă-mi copilașii mei, lumina ochilor mei. Haide! Așa cum am spus, și un joc roman o să fie treaba bună. Mai luați puțin din reverb și e perfect. Oh,
mamă, o bactali. Iar eu mamă, chemerau, mamă, chemerau. Arara, chememerau, mamă, memerau. Iar eu mamă, chemerau, mamă, chemerau. Arara, chememerau, mamă, memerau. Pentru ce iubiți voi, pentru tot ce înseamnă dragoste și iubire. Dar cine inima mea da mai da lume, dar de la lume, nu mai tu ești viața mea, dar de la lume, de la lume, de la lume. Cine e viața mea da mai da lume, de la lume, de la lume. Nu mai tu princesa mea, dar de la ale, ale, ale. Eu nu te las, eu nu te las. Ai, 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 ai. Moară lumea de necas. Ai, da, 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 da. Eu nu te las, eu nu te las. Ara, da, 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 da. Țigănesc frumos, noi ne luăm la revedere, Andra, de la toți cei care au intrat astăzi alături de noi, care ne-au trimis mesaje. Ne mulțumim că au fost alături de noi și așteptăm vinerea viitoare. Vineri rămâne, Andra, da? Vineri rămâne stabilit. Băieți, vă mulțumim foarte mult pentru tot show-ul pe care l-ați... pe care l-ați făcut. Ați fost superb, vă mai așteptăm. Mulțumim și domnului Dan Bursuc pentru... pentru toată susținerea lui, pentru că v-a trimis aici la emisiune. Vă mai așteptăm cu drag și încheiem cu o melodie, am înțeles, nu? Încheiem cu... instrumentala promisă. Cu Michael Jackson, sistemul lui Michael Jackson. Numai o secundă. Ia, ce se întâmplă? Ce avem? Ce avem? Avem surprize? Sistemul lui Michael Jackson aici. Toată lumea, atenție! We'll be right back.
la geambe și arabii lui Bursuc. Vă mulțumim frumos!